Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră cu AS Roma. Din păcate vedem că suntem pe locul 5 în acest episod, dar că am trebuit să simulăm meciurile ușoare, dar să le jucăm pe cele grele. Poate vom juca meciul cu Fiorentina, vom vedea cu Lazio, cine știe, cu Napoli. Depinde pe ce loc se află aceștia, iar în Europa League se pare că mai departe putem pica cu echipe ca Sevilla, Real Madrid, Bayer, Leverkusen, Aston Villa. O să urmezi un episod foarte, foarte fain. Dar înainte să trecem la episodul nostru propriu zis, nu uitați acolo băieți, apăsați pe butonul de like și să spuneți ce transferuri vreți să facem peste două episoade când va veni perioada de vară. Eu nu o să mă pun de acum să filmez mai multe episoade pentru că în luna iulie o să plec într-o scurtă vacanță și vreau să apară în continuare clipuri pe acest canal. Jota oficial devine atacant și din câte se pare nu crește, dacă am de așteptat. Să nu crească nici măcar un punct în overe, dar măcar este striker oficial. Mai întâi de toate se pare că urmează un meci potriva echipei de pe locul 12, unde o să-i dăm rapid un quick sim, trebuie să intrăm cum trebuie în acest episod și o facem cu un 2-1, în continuare ne luăm gol. Jota și Zaniolo se pare că aduc victoria. Sper totuși că ați văzut ultimul episod în care am făcut modificările, după care vedem că urmează un meci potriva echipei lui Drăgușin, nu se mai află la Juventus, echipa l-a cumpărat definitiv, unde scoatem un nou 2-0, Jota cu dubla. Dar în acest moment urmează și o frumoasă semifinală, scoatem de aici perioada de odihnă. Sperăm să avem cât mai multă stamină, dar avem semifinala cu Juventus, unde oricum am scos din câte se pare un 3-1 și avem parte de o nouă victorie. Dacă întâmplător pierdeam cu 1-0, tot noi treceam mai departe și vedem următoarea rivală din Europa League. Deci echipele care au trecut mai departe sunt, mamă, Porto, Monaco, Leverkusen, Club Brugge, Real Madrid, sper să nu ne întâlnim cu Real Madrid, dar avem și un Bayern, avem și un Manchester United, avem și un Frankfurt și un Benfica și un Sporting și un Real Sociedad, ne-am dus băieți. Să jucăm băieți, oare meciul potriva echipei de pe locul 4? Dar că am trebuit pentru că ne dorim orice ar fi trofeul de Europa League, cum zic în fiecare episod. Dar ne dorim și un top 4 ca să fie totul perfect. Echipa este puțin obosită, dar o băgăm pe cea clasică cu Jota, Leao, Zaniolo, Anthony, Pellegrini, Sanchez, Spinazzola, Maguire, Ibanez, Van Bissaka și Patricio. Care Patricio? Rui Patricio trebuie să se comporte ca un portar de 89 OVR. Îl vedem pe Vina. L-am vândut acestora pe jucătorul nostru, față familiară și intrăm direct în prima partidă difuzată de DigiSport. Haideți băieți să facem o primă figură excelentă, poate chiar din primele secunde, cu Anthony care este faultat. Spinazzola îl simte acolo pe Sanchez, îl vede pe portughez, una mai departe Zaniolo la Anthony. Anthony cu primul gol în minutul 5. Si! Anthony care are și fața în joc, de aceea poate cine știe arată și puțin diferit. Am văzut, da, nu este făcut excelent, dar am preferat să pun o față. Intrăm excelent băieți din câte se pare în această carieră modată, care sper că vă place și o să urmeze episoade în continuare. Van Bissaka, Sanchez, mai departe Zaniolo. Vedem cum joacă aici italienii cu portughezi, ce echipă am format. Jota, bă, încercat. Ibane stă pe fază ca să-i paseze advers. Mamă, dar ce pase, ce frumos se joacă aici la scheme. Cabral, atacantul care ne-a pus probleme în meciul cu Fiorentina pe care l-am jucat. Rui Patricio, 89 VR și să uită după balon. El și cu Tătărușanu, ce mai fac din ăstea. Dar îl vedem din nou pe Anthony. Anthony care bagă 5. Anthony, ce se duce acolo? Anthony, numai bine. Și Jota a încercat o foarfecă. Eu l-am pus de-a foarfecă. Da, am venit să regret acum. Spinazzola, Spinazzola protejează balonul și tot este deposedat. Vina are față familiară, șoc și groază, cine s-ar fi așteptat? Dar chiar ar trebui să mai dăm afară din portughez în vara următoare, adică cine știe, poate peste două episoade. Îl vedem acum pe Zaniolo, Zaniolo care o lasă din nou lui Anthony. Anthony oare scoate și asistul? Nu prea. Am încercat să dau acolo lui Jota. Șanatul din prima. Îl vedem acum pe Pellegrini, dar scăpăm oare doar pe contre? Te-l vedem chiar pe Zaniolo, care se grăbește. Zaniolo oare încearcă una din Rabona, dar îi trimite prea tare lui Anthony. Am vrut să dau Rabona.
Dar nu ești chiar atât de tare. Haideți, poate îl dăm rapid un 2-0. Trebuie neapărat să-i batem pe acestea ca să ne apropiem de locul 4. Hai, Ibanez, dă o tată de frecă. Da, nu-i nimic. Dar cu toate acestea, băieți, se pare că se încheie și prima repriză. Îmi place că în carieră nu se mai dau minute suplimentare. Am fost acolo chiar la minutul 44, gata frate, astăzi am început propoziția. S-a încheiat totul bine frumos, spinațul este puțin obosit, așa că vom băga și primul jucător, Tsimikas, va intra pe acea parte, pentru că avem nevoie de stamină și de victorie, chat. Victorie, victorie. Matic, oare își va pune ietele în cui? Nu oare, 100% se va retrage la finalul acestui sezon, fiind pentru a treia oară antrenat de către Jose Mourinho. Hai, Pellegrini, numai bine i-a trimis acolo șeptarul nostru, Harry Maguire! Dar reușit acolo să intervine, Harry Maguire intervine de data aceasta. Vina, ai trimite excelent lui Gonzalez, din câte se porr, dar nu reușim acolo să prindem. Bine, Van Bissaka, ne facem încă două schimbări, dar nu cumva e ciudățel cum am reușit un gol în minutul 5, pe care n-am mai făcut absolut nimic. Dar mai bine ne băgăm și la schimbări, va intra poate Mancini. În defensivă, schimbăm defensiva. Zaniolo va ieși și va intra pe acea parte Eden Hazard. Da, îl băgăm pe Mancini în locul lui Maguire, că alte schimbări nu cred că pot face. Ne apărăm cum putem și noi. Uite, vedem ce schimbare au făcut băieți. O dat afară atacantul și-a băgat un jucător francez care are foarte, foarte multă viteză. Sanchez o lasă lui Mancini, noul intrat, care Mancini direct în... jucătorul lui Fiorentina. N-am văzut exact cum îl cheamă și Luis Munteanu. Luis Munteanu cu prima execuție spre poartă. Intră Luis Munteanu, nu cred. Jucătorul român îi dă golul lui Patricio. Incredibil. Bă, ce-a făcut românașul nostru? Dar nici nu mi-apare dacă este primul, al doilea, al treilea gol. Mamă, ce urât. Dar vedem pe Jota. Jota, primul gol la debut. Nu am mai avut o carieră, băieți, în care să fac atât de multe egaluri. Se duce Rafael Leao, se duce Rafael Leao. Leao, pasează lui Jota. Minutul 85. Bravo lui Munteanu pentru gol la debut. Dar nu în această carieră, nu în acest match. Adică da, o debutat, dar nu luați victoria, nu luați egalul, nu luați niciun punct. Acesta este meciul nostru. Felicitări pentru golul la debut, dar 3 puncte o să fie doar pentru noi. Haideți, băieți, pentru că avem nevoie neapărat de cele 3 puncte să urcăm acolo în clasament. Luis Munteanu, asta zic, așa, hai, rupeți-l. Omul meu plânge în loc să... Am înțeles, în loc să se ridice, să ia o pasă. Icone, ce ai făcut? Gata, s-a oprit din plâns. Pe jumătate de oră, lui Patricio! Bine, Mancini, stă bine poziționat. După care vedem că deja avem grafica de Europa League și avem o primă partidă împotriva campioanei Belgia. Această echipă ar trebui să fie cea mai bună echipă din Belgia, dar oare este mai bună decât o echipă din Italia, din Serie A? Și se pare că aproape. 3-2 am scos o primă victorie. Jota și dubla lui Antony. După care urmează un meci cu Napoli. Napoli care se află mai jos în clasament. Se află chiar pe locul 8. Cagliari, retrogradata, care na, în cariera noastră se pare că încă se află în seria. Se pare că sunt peste ei. Am înțeles, hai că n-avem chef să jucăm cu Napoli. Ied că scoatem 1-1 și ratăm din penalti. Politano marchează împotriva noastră. Păi ne-am pus ca să avem mai multă stamină și cred că o să simulăm, de fapt. O să simulăm pentru că n-ar cam trebui să scoatem victoria. Un 1-0, iar în campionat scoatem chiar un 3-0. Mai departe, picând cu Manchester United, suntem față de echipa de pe locul 1, 2 și 3 la doar 5 puncte față de aceștia, față de toți. Păi, na, hai să-i dăm până la... meciul cu United, pentru că urmează o perioadă foarte... N-ai, frate, cum să pierzi acea parte de culis. Las-o. Acum, în loc să fim la 5 puncte față de ceilalți, cred că suntem la 8 puncte. Haideți să-i dăm până la partida cu United ca să fie perfect. Jucăm oare împotriva... Da, jucăm împotriva lui Cristiano. Mamă, Hazard versus Hazard. Păi iertați-mă, dar în cazul acesta facem această schimbare. Va fi un Hazard versus Hazard. Și evident, Maguire, Van Bissaka și mulți alții își vor în întâlni fosta echipă nebunie aici în capitala Italiei. Ronaldo revine în Italia și haideți să vedem ce va face împotriva noastră, ce va face oare Jose Mourinho împotriva lui Cristiano Ronaldo.
Îmi place că echipele chiar seamănă așa puțin. Pellegrini, mamă, cu Spinazzola, ce bine joacă acolo italienii, una mai departe, dar se dă un mic fault. Mi s-a încheiat faza, numai bun. Zaniolo, se duce Zaniolo la Diego Jota. Mam, da, Hernandez ăla de 80 de milioane, cumpărat de Bayern München. Mă, dar stai că meciul ăsta chiar va fi dificil. Zaniolo la Pellegrini, trebuie să jucăm cam să găsim omul liber. Se încearcă una oare la Hazard, dar încă nu. Maguire la cap de Young, nu mai este la Barcelona. Mă, că o să fie chiar o partidă foarte, foarte faină din câte se pare. Așa între colegi, între prieteni. Sanchez, mamă, Fredu, tot mingea la Cristiano Ronaldo. Siui ratează din câte se pare. Da, nu mai poate omul meu să fie Mr. Champions League, nici Mr. Europa League. Ce hai aici, Hazardule, trebuia să o lovești. Da, noi avem, e bine, bine că ne-ai lovit-o. Haideți, băieți, să ne punem puțin pe defensivă. Da, am zis că o să încerce și ei lucruri de genul. Mingea este mai departe la locuitorul lui Van Bissaka. Harry Maguire! Îți dai seama că ajută în continuare Manchester United. Și da, o tată de frică, dă-o acolo. Bine, Jota, excelent, sare acolo și-l vedem pe Hazard cum bagă suta. Hazard, am încercat să o dau cuiva în atac. Ați văzut unde va omul meu să lovească centrarea, nu? Hai, fiți atenți, Spinazzola, ce bine o trimite acolo lui Eden. Hazard în continuare versus De Jong. De Jong care mă gândesc în continuare are undeva la 92 overe ca în cariera noastră de jucător, care da, o să apară episoade în continuare. Sper că vă place și acea carieră. Bine, Ronaldo! Hai, Zaniolo! Aproape să iasă pasa. Ronaldo îi pasează Luciao, nu știu cine este acela. Bine acolo Bruno, nu cred. Pasă mai departe și se încearcă un lob, dar se dă tare peste și se încheie prima repriză cu scorul de 0-0 după ce au fost foarte, foarte multe ocazii din câte se pare. Focusul era pe De Jong, nu pe Ronaldo. 0-0, o plecată Real Sociedad cu Real Madrid în Europa League. Bine, măcar că scăpăm de un Real în cazul în care vom ajunge în semifinale. Cristiano Ronaldo, mamă ce bine trimite lui Hazard. Oare Hazardul acesta știe să paseze? Nu prea, din câte se pare. Nu prea, Hazard, bine, acolo Van Bis, aproape, bine, nu-i problemă, bine. Bă, dar nu puteți deposeda, nu cred ce-a trecut acolo Bruno. Hai să vedem, Siui, unde este Siui? Hai că am avut atacă-i, bine, Ronaldo, ai dat golul în Europa League, felicitări. Harry a blocat acolo, excelent, șeptar, bă, dar noi pasăm numai la Manchester United și centrarea mi se pare că se duce la cei de la Manchester United. Bine, acolo dă-mă tare. Bine, ce pasă excelentă. Cu eu pasăm aici lui Anthony, cel mai probabil lui Anthony, care acestea dă înapoi șeptarului. Se duce Pellegrini nu este încurcat, dar Varane intervine excelent. Am încercat să intru puțin diferit, dar va intra Leao, va intra Jota cam și va intra Darwin în atac. Fiți atenți ce schimbări facem, plus Tsimikas. Acum am văzut că a intrat și Rashford, dar avem meci împotriva echipei din Roma, împotriva marei rivale. Dar nu o să ne axăm, nu ne interesează acea partidă. Ronaldo, nu cred că s-are mingea tot la ei. Rui Patricio, calm. Forțăm una încet la Sanchez. Contraatacul este acesta. Pasă mai departe, ajunge mingea la Van Bissaka. Bagă centrarea, dar pentru șeptar. Și, aoleu, nu ne iese. Uite, iese și Siui. Intră brazilianul cu Roli Charlison. Am văzut pentru o secundă. Hai. Și da, am avut dreptate, Richarlison. Haideți, mă, cum țin băieții mei de balon, nu vor, așteaptă. Da, a ieșit Ronaldo. Cine mai bate acum? Bruno, am uitat. Hai, Rui Patricio. Hai, tată. Dă-o cu Van Bissaka, care o trimite mai departe lui Anthony. Ce se duce acolo, Anthony? La Jota? Nu, Varane! Nu cred, Varane, ce-o băgat acolo piciorul. Incredibil.
Bă, ce gol stupid odată cei de la United, dar mă și oftic că n-am putut marca și noi un gol. Bă, n-ai cum așa ceva. 2-0 pentru United. Nu cred așa ceva și celebrarea aia legendară. Corul de drept poate putea să fie chiar un 2. Era mai bine un 2-1 decât un 2-0. Hai acum, dar n-ai cum să treci de Varan. Se duce în continuare noarul celor de la United. Dar ce transfer au făcut băieții noștri. Harry Maguire! Bine acolo. Nu cred că mingea este în continuare la... Bine că este măcar un 3-0. Doamne, se fluieră imediat, save-ul, Lazio aici, să jucăm oare meciul în episodul următor, știi că deja am jucat două partide. Realul scoate egalul, Villarreal 2-1, Porto 2-1, nici nu știu, hai să simulăm meciul acesta din campionat, pentru că nu ne interesează, dăm un simulare unde scoatem un 1-0 frumos, după care ne supărăm și jucăm, dar hai să jucăm tot în acest episod ca să fie totul perfect. Old Trafford-ul ne așteaptă. O să-l băgăm puțin pe Tsimikas titular de data aceasta. Maguire va rămâne și el pentru puțin timp. Leao titular, Zaniolo. Și trebuie să marcăm din prima. Trebuie să marcăm cât putem de rapid. Mamă, mamă. Hai băieți că putem întoarce. Remontada se cere în acest moment. Și totuși United-ul pare că a început partida puțin pe un plan defensiv. Cristiano Ronaldo încearcă acolo una mai departe, dar Tsimikas este atent. Grecul nostru se duce să vedem cum îi putem pasa. Jucăm calm, nu grăbim. Bine, hai băiesc, de aici începe atacul, vă zic eu, de aici începe la atacul. Îi trimite un Sanchez, Sanchez mai departe la Antony, se duce Antony. Nu cred că... Bă, Antony, dar e slab, rău. Reluarea pe care a făcut-o, din păcate, a fost slăbuță. Nu mă gândeam că se va duce chiar atât de nasol caracterul. Că voiam să mai înaintez foarte, foarte puțin, să dau golul ăla la sigur, dar mai bine șutam de la distanță. Bine, și după aceea, dacă ratam, știam că era mai bine dacă mă apropiam. Am înțeles. Hai, Tsimikas, să blochează acolo. Ronaldo, un călcăi frumos și bine că se oprește faza. Puteam deja... Avem 2-1, fapt să aibă ei 2-1, îl vedem pe Jota, du-te Jota, mai apropite, așa trebuia să facă preluarea, să înainteze doar foarte, foarte puțin, Jota ia balonul și hai băieți, remontada, asta se cere, hai că se poate, trimite lui Pellegrini, nu prea dat-o bine, nu este bun la finesuri, trebuie să încercăm cu alt jucător dacă ei le dă mai bine Diez în cariera de jucător. Și Jota, aproape acolo, s-a dus speranța, dar vedem din nou pe Jota, incredibil, hai că putem așca bine în deplasare. Hai, apărătorul nu se descurcă, De Gea o greșește pentru a treia oară. Ronaldo îi trimite lui Bruno mai departe. Hai băieți, să blocăm. Bine, Tsimikas, e bine și ca faulta dacă s-ar fi oprit faza. Capitanul Bruno, nu, bine, am crezut că se dă penalti. Bine, hai că e ok. Se încheie această primă repriză cu scorul de 2-1 și tot este mai bine pentru noi. Rashford înaintează, bine Antony acolo. Hai băieți, ultimul atac, să păstrăm acest scor. Bine, Maguire versus Ronaldo, iar îi dădea cu piciorul în cap. Bine, odată când erau și cu echipier, dar nu-i problemă și 0 secunde de prelungire, că dacă era un minut pasam și poate era 2-2. Of, jocule, că nu te mai sub. Continuăm că jucăm bine. Hai cu 2-2. Hai de Young. Te-l vedem pe Rashford. Nu cred. Harry, bine, Rashford cu Antony. Două preluări excelente. Asta vreau să văd. Sanchez te joacă calm. Hai cu eu pas mai departe. Jucăm tot cu portughez. Am ținut în jos, dar mi-a dat pas în sus. Nu-i problemă. Zaniolo. L-așteptam pe Sanchez. Ronaldo are va pasa, nu pasează Mr. Champions League, auleu, Mr. Europa League, vreau să zic. Trebuie să ne luptăm, bine acolo, du-te Antony, hai, du-te brazilianule, nu te mai opri, n-ai voie, așteptăm acolo, omul de Young, intervenție excelentă, dar după aceea trece Sanchez, că pasăm înapoi lui Antony, hai Antony, nu pierde balonul, una de la distanță și nu cred că n-a intrat. Mamă, vreau neapărat trofeul de Europa League, iar dacă o să pierd o să dau vina pe acel moment.
în care efectiv am avut ghinion, zaniolo de posedat și acesta. Hai băieți, trebuie să băgăm o schimbare rapid. A ieșit mingea puțin afară, dar nu ne oprim. Îl vedem acolo direct pe Zaniolo. Zaniolo! Era și cazul să marcheze Zaniolo. 2-0 pentru AS Roma pe Old Trafford. Excelent. Practic, de-abia acum am reînceput să jucăm și facem și câteva schimbări. Sunteți nebun la cap. Intră direct Spinazzola aici să ne ajute și Jota va intra cam. Asta este tactica noastră, Jota cam. Rashford mai departe la De Jong. Mamă, ce bine a pasat acolo. Stai că urmează pasa Ronaldo la Rui Patricio. Uitați ce antrenor au cei de la United. A plecat Ten Hag, a revenit legenda lor. Bine, acolo Sanchez, vedeți, de-aia l-am păstrat pe Spinazzola ca rezervă. Cu ea pasăm lui Anthony, da, era la limite, am dat-o. Haide, degeaba. Hai, că n-a fost chiar degeaba, mă gândeam că o să mai gafezi încă o dată. Vă dați seama că m-am pus să joc acum pe beginner, am schimbat dificultatea. Bruno, mai departe la Fred. Nu cred la Rashford, bine, Rui Patricio, dă-i tata, Anthony, dă-o și tu, bine că ai respins-o. Intră și, mamă, l-au pe Nkunku, băieții mei, l-au pe Nkunku. Hai Anthony, cu Sanchez, mai departe, ce schemă acolo, Anthony, la Van Bissaka, împotriva foste sale echipe. Centrează puțin acolo, dar... Jota a intrat în portar în loc să intri în balon. Rog eu frumos să Nkunku la Rashford. Hai. Du-te Sanchez. Ultimul moment din cea de-a doua repriză, din a doua partidă în retur. Poate vom avea penaltiuri. Sau nu. Gol în ultima secundă. Mister Champions League. Gol în minutul 2, n-am mai avea nicio secundă, meciul s-a terminat, băieți, din păcate, meciul s-a terminat. Mă duc așa în viteză cu Jota. Am încercat și eu, dar un episod foarte trist, dar dacă v-a plăcut totuși acest videoclip care va fi terminat aici, nu mai continui. Villarrealul trece mai departe, United trece mai departe și Porto, acestea sunt cele 4 finaliste, semifinaliste, pardon. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de subscribe. Nota ca manager s-a dus total în jos. Nu câștigăm Europa League. Din păcate pentru noi. Băi, băieți, numele meu este Diez. Vă urez la toți să aveți o zi extraordinară, dar... Ce final.